Hai, norobeții, și bine v-am găsit la un nou video. Bă, am strâns, am gătat biologul ăsta de nivel 40, cred că e ăsta, cercetări biolog, deci trebuie să meargem la biolog. Să vedem ce zice. Bun. Atâta, trebuie să meargem la BackGo. Unde e aici? Tu. Asta e prima. Bun. Și încă o dată, așa-i. De ce nu merge? Ce-i? Băi, care-i rețeta? Asta-i, mă, nu știu ce mi-a dat. Comandă, bun, hai că putătul rupt. Hai să deschidem astea. Crin și 250K, e ok. Metin ușor, verde. Încă un metin din ăla, o narcisă, încă un metin. Încă un metin, încă o narcisă. Deci câte metini avem? Una, două. Trei, patru metini. O să merg să le băgăm și să le spargem cu un alt caracter. Crin. Hai că o băga crinul. Deci drop obiecte 5%. Trebuia să dau un narcis aia. Poate luam două din trei sau ceva. Stai să merg să dăm metinile prima dată. 1, 2, 3, 4. Bun, hai să vedem ce dă din ele. Nivel 10, 15, 5 și 15. Hai că e ok. Bă, ești mai cred cu serverul, mai ales că evoluează încet încet și caracterul meu și evoluează serverul, cel mai important. Deci ăsta e cel mai important punct după părerea mea. Că poți ce trece, stă mai activ băieță și super șmecher, găsește mai multe lucruri pe piață și ușor, ușor ne ridicăm. Ne ridicăm și noi caracterul ăla care l-am făcut la început de server și după care asta dau o lungă pe pauză. Da, facem setul Fulger, după care îi dăm 90 și dăm un beta. Că 95 după ce mai facem niște iteme și un pic alchimia. Deci mai durează ceva. Ploi de săgeți. Pac. Ceva de viteză. Aia, mă. Ăsta. Să mai dai un pic mai cu vână. Flower power are, n-are. Bă, ar fi și mai crezut să luăm și Prada, nu știu ce picaz. Nu știu ce șanse să iei prada dintre astea. Deci încă o carte. Opa, ajutor dragon. Bună, încă o aruncare dragon avem. E bine. Ce mai avem pe aici? Tăișul ăsta care e bun. Vârtej, teamă. Asta e bună, poate o cumpără cineva. Dinți. Corp rezistent. Nu știu ce să zic dacă le-a cineva. Încă un corp rezistent. Așa. Ploaie de săgeți. Cred că a fost ploaia. Bun. Și unde puteți să vedem unde ne dă cartea? Protecție, înțunecat. O rupt pe cărți. Azi că încă nu dau cărțile, că n-are rost să le dau acum. Facem misiunea asta, deschidem astea două coruri. Poate iasă. Ok, safir. Bă, un antic trebuie să iasă astăzi, deci neapărat. Bun, eșuat. Eșuat. Succes. Ăsta, o mărs. O eșuat. Și o mărs. Hai să vedem. Rubin. O mărs. Safir, nu granat. O eșuat. Onyx, omers, bun. Rubin. O eșua, normal că eșuază rubinul. Ia, nu știu câte oră cât eșuază. Și asta normal că mi-are 20 de milioane. Bă, ce-mi place, bă, când le dă așa aiurea. E n-are rost. Pac, nimic. Nu putem citi încă, deci am luat biologul. Acceptăm pe toți la prietini. Așa, o să începem următorul biolog. Mergem până în bazar, să vedem ce găsim. Să vedem dacă se poate face niște yang așa,
de sară, că trebuie să strângi DMD-uri, că nu mai am pentru atac automat, numai pentru o zi. Adică pentru o săptămână mai am MD-uri și mi-ar mai trebui și altele. Pe lângă, mai ales că apare magazinul la offline. 35-50 de MD-uri, e ok prețul. E chiar ok, acum am avea de două, adică de 100 de MD-uri. Oi, oi, 4,7. Oi, una să prind. Am prins una. E bine. Deci de la 4,7 până la 6. E ok. Așa avem 1 milion și ceva. Bun. Onyx 18 milioane. Chestia e că e duminică seara și acum șansa să fie mai multe iteme pe shop. 18,5. Hai că luăm. Bun, ăla la 18,5. Îl punem la 20, 21. Ca la 20 și avem 1,5 milioane. Deci avem 2 milioane profit. Până acum Rubin clar că nu găsim la preț mic. Adică greșit, că n-ai cum să-l pui la altfel. Bun, 28. Mai avem un puțin profit acolo. 18, ăsta o să se dea la 20. 18,5, asta așa, și asta se dă la 20. Cât e sună? 2, 3, puai, eu cât e pagini. Nu luăm, nu mai luăm. E destul dacă l-am luat la 18. Sunt foarte multe pagini. Și legendar de curios cât e. 62. Chestia e că nu știu cine le cumpără. Că dacă nu cumpără antice și cumpără legendare, nu prea cred. Perle. Perle albă, oi, oi, 16 milioane. Bun. Dau bucăți la 31. Perlă albastră, 3 milioane. Lăsesc la 4, 3 milioane 500. Nici nu mai știu la cât am dat eu perlă albă. Perlă albastră, pardon. Lăsesc la 4 milioane. Hai că le luăm astea. Una. Le luăm, le punem la 4 milioane și noi. Două. Trei. Patru. Bun. Hai să vedem așa un scurt aproximativ. Deci avem 4 milioane plus 1 milion din fasole plus 2 milioane din Onyx plus 1 milion din... Ba nu, 1,5 din granat, avem 1,5. Poate chiar mai bine, că granatul merge la 20 și... Ba nu, n-am luat granat, mă. Ce-am luat? Safir. L-am luat la 18, îl pune la 20. Așa, lăsăm 1,5. Bun, aici. Perle, tă la perle, nu, perga mea, pardon. Bless. Bun, stai așa. Astea-s la 500. Astea-s la 600 primele. 1 milion. Bun, 500. Se pare că acolo ar fi prețul lor. Deci n-are rost. Nu știu dacă ar avea rost să luăm. Chestia că avem și noi 7 blesuri. Și nu mă bag. Materiale. Că mai avem încă 22 de milioane. Perlă vișinie. Ok, 900. 10 la... Ce mă? 10 la 450. Bun, cam în ce am mai găsit ar fi... Leacurile astea. Astea sunt la ce preț sunt astea? Așa... Nu merită. Astea la bucăți nu merită, luăm astea la câte 10, 7.400.000. 7.400.000. 7.400.000 și mai avem bani fix de o bucată. Și nu ne rămâne bani nici de licor, dar vedem cum facem. Bun, o mai rămas câte, așa. Le punem pe la vreo... Că să zic... 9.500.000, clar. 9.500.000, asta vine un profit de 2 milioane pe bucată. Și câte am luat? 1, 2, 3. 3.
Deci plus 6 milioane. Deci avea un profit de 14 milioane pe seara asta din 70. Bun, o să le pun pe shop și cam atât pe astăzi. Ne auzim pe data viitoare.